și consilierea pe o mandată a fost acordată în faza scrutinului în data de 27 septembrie. În numele legii, instanța dispune. În temeiul actul 172, raportat la actul 114, 9G, 57, de 2019, privind codul administrativ, admite propunerea formulată de petentul Consiliului Județean Tulcea. Validează mandatele următorul consilier județean declarația legii. Dudu Maică, Săpui Doina, Vasilescu Bogdan, Coca Constantin, Chichi Nicolae, Racheleanu Ionel, Ceambazu Daniel Nicu, Sandu Marian, Vergeani Bunitru, Munteanu Alexandru Dan, Strai Vasile, Vârcu Dumitru, Cacenicu Raluca Narcisa, Moldoveanu Valentin, Staicu Romano Dragoș, Gorogan Ifim Ion, Jugănarino Marian, Iulian Ștefan, Badea Petre, Marinescu Lilian, Tarfon Victor, Condratov Daniela. În aceeași înțelegere au fost invalidate mandatele celor care au renunțat, dar nu fac obiect prezentei ședinței. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile mele și puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor din județul Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cauza a făcut obiectul dosarului numărul 1194/88/2020 al Tribunalului Tulcean. Pe rol a fost judecarea cauzei civile înregistrată la sesizarea biroului electoral de circumscripție județeană numărul 38 Tulcean, având ca obiect validarea în funcția de președinte al Consiliului Județean Tulcean a candidatului ales Teodorescu Corie. În numele legii tribunalul dispune. În temeiul actul 187 al 1 din 9G 57/2019, modificată, coroborat cu actul 149 al 1 din același act normativ, validează în funcția de președinte al Consiliului Județean Tulcea pe candidatul declarat ales în această funcție, în urma desfășurării alegerilor publice locale din 27 septembrie 2020, Teodorescu Horia. Depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Tulcea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul președinte, vă înaintez eșarfa în culorile drapelului național ca semn distinctiv pentru exercitarea funcției de președinte, alături de exemplarul. Doamne ajută! Este un nou început. Sper eu unul de bun augur pentru toată lumea. Sper ca și Consiliul Județean să se formeze o echipă lucrativă, o echipă care să-și asume jurământul, oricare ar fi partea despre la care mă refer, nu contează culoarea politică. Vreau să spun că am avut un parteneriat bun în toți cei 8 ani care s-au scurs.
Dovada acestui parteneriat au fost realizările pe care noi, Consiliul Județean și cu structura Consiliilor Județeni, a dus la rezultate și la investiții importante pentru județul Tulcea. S-a vorbit aici de câteva investiții, ele sunt mult mai multe. Este datoria noastră să continuăm acest lucru, să le implementăm pe cele în derulare și de ce nu să facem proiecții importante în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului nostru pentru, nu pentru cei 4 ani care vor urma, pentru o proiecție pe 10-20 de ani, așa cum s-a făcut și până acum. Dacă mă refer la parteneriatul cu Primăria Tulcea, el trebuie să fie unul constructiv. Știu că domnul primar Ilie are deschidere și dorință să realizăm, să realizeze domnia sa, împreună cu Consiliul Județean, proiectele care l-au adus în municipiul Tulcea, într-o zonă nu prea plăcută ochiului, investiții rămase în urmă, nu vreau să extrapolez această discuție, dar cred că și municipiul Tulcea trebuie să aibă un viitor, merită mai mult și nu neapărat municipiul ca și structură organizatorică, mă refer la cetățenii județului Tulcea și a municipiului Tulcea care au așteptări, care așteaptă de mulți ani, ca și noi, și mă refer aici la municipiul Tulcea, să ne situăm pe o poziție fruntașă a orașelor care pot fi vizitate cu drag. Sper că acest lucru să se întâmple, sunt oportunități care nu au fost, au fost oportunități care nu au fost exploatate, sunt oportunități care pot fi exploatate și cred că putem să lucrăm, să devenim lucrativ, astfel încât municipiul Tulcea să-și revină, să-l aducem cu toții acolo unde este locul ca și poartă de intrare în Delta Dunării. Cred că știm să avem, mă rog, să uităm anumite lucruri care nu ne-au făcut plăcere la un moment dat, pentru că după o lună, o lună și jumătate, toată lumea trebuie să așeze la aceeași masă și să tragă într-o direcție constructivă, atât Consiliul Județean, cât și Consiliul Municipal. Am fost un om al dialogului, sunt un om dispus la efort, sunt un om care, nu singur, bineînțeles împreună cu Consiliul Județean, împreună cu aparatul Consiliului Județean, putem să realizăm, să ducem mai departe ceea ce am început și să realizăm multe lucruri pentru județul Tulcea. Politica noastră trebuie să fie politica județului Tulcea, oriunde ne-am aflat, oricare a fi poziția pe care o ocupăm și nu trebuie să putem niciodată că poziții, anumite locuri și poziții în administrație și politică sunt efemere, rămâne în mentalul public doar ceea ce faci. Poate trebuie să vorbim mai puțin și să dovedim că este foarte important ceea ce facem. Domnule primar, doresc și eu succes. Sper să ducem cu toții care au contribuit nu numai la nivelul județului Tulcea sau municipiului Tulcea, mă refer și la privat de comune. Sper să avem echilibru cu toții, astfel încât să ducem o politică de dezvoltare a județului Tulcea, o politică uniformă, așa cum nu mă poate acuza nimeni că n-am făcut-o de-a lungul celor 8 ani de zile. Viitorul ne va arăta dacă lucrurile vor merge în această direcție, dar eu sunt convins că printr-o bună înțelegere le vom duce în, această, în acest sens, în această direcție. Să fim sănătoși și mulțumesc încă o dată alegătorilor care m-au votat, au votat de altfel ceea ce am făcut în cei 8 ani de zile și sper ca și eu, și domnul primar, și noi toți cei care constituim zona administrativă să avem suportul locuitorilor în ceea ce înseamnă demersuri pentru dezvoltarea județului Tulcea. Vă mulțumesc, Dumnezeu să ne aibă în bază, Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc! Prezență doamnei prefect, mulțumesc pentru prezență de-a Sfinției sale Isarion Episcopul Tulcei, mulțumesc tuturor parlamentarilor prezenți și mulțumesc colegilor care astăzi au semnat sub jurământ o activitate.